Hei, salutare! Astăzi voiam să vă spun despre legătura între toți cei care trăim în universul ăsta, pe pământul ăsta, da? Legătura care se stabilește între oameni, animale, păsări, insecte, plante. V-ați gândit la această legătură? Cu siguranță unii dintre voi v-ați gândit și nu cred că este chiar o noutate pentru voi. De ce spun lucrul acesta? Deoarece de multe ori uităm de această conexiune. Uitând-o, s-ar putea să ajungem să avem de pierdut în anumite momente. Nu mai spun de conexiunea cea mai importantă, om-om. Da? Sau om-oameni. Pentru că atunci când nouă nu ne merge bine, de fapt nu ne merge bine deoarece altora din jurul nostru nu le merge atât de bine, da? De ce într-o țară în care oamenii trăiesc mai bine, trăiesc mai bine? Pentru că mulți de acolo, în general, în principiu, trăiesc mai bine. Dar am putea să ne gândim și mai mult și să ne dăm seama de cât de importantă este per total această legătură, legătura ce o avem cu tot ceea ce ne înconjoară. Și cred că am ajunge să fim mult, mult mai buni. Cred că am ajunge să ne dăm seama de toate greșelile ce le facem și de tot ce am putea face mai bine în momentul în care chiar ne-am gândi de fiecare dată la ce este în jurul nostru și ce reacții pot exista și efecte în urma ceea ce facem noi. Cred că puteți să vă gândiți la lucrul ăsta. Cred că e ceva ce merită trecut pe listuța de pe frigiderul vostru sau în calendarul vostru sau dacă vă mâzgăliți pe mâini așa cum făceați când erați la liceu și încercați să vă aduceți aminte niște răspunsuri corecte la unele întrebări pentru următorul test. Da? Notați-vă și lucrul acesta. Cum sunt cei din jurul nostru? Ce facem noi pentru ei sau împotriva lor? Mult succes și o zi extraordinară!